PNL Călăraș se pare că a pierdut majoritatea în Consiliul Județean. La ultima ședință, din data de joi 20 februarie, doar 4 din cei 17 consilieri PNL au susținut amendamentele propuse de vicepreședintele Valentin Barbu. Restul se pare că îl vor susține pe actualul președinte Vasile Iliuță, care urmează să fie exclus din partid. Ședința în care se va propune excluderea din PNL a lui Vasile Iliuță va avea loc pe data de 25 februarie. PNL-ul mai are majoritatea în Consiliul Județean? Formal, pe hârtie, da. De fapt, o ați văzut și dumneavoastră. El că nu. Păi, din câte am văzut, doar 4 consilieri. 4 și la cele două amendamente care au trecut vis-a-vis de gaze și de dotarea de la asta, au votat 6. Pentru că ar fi fost culmea să vote, se produs. Păi nu, că au văzut probabil că și consilierii PSD, fiind niște amendamente de bun simț, au votat 6. Da, așa a fost. Doar să înțelegem că 4 vor rămâne la PNL, restul vor rămâne pe domnul Iliuță? Nu vă succes. Nu se știe. Nu vedem ce se întâmplă. Nimeni nu poate să facă prognoze în momentul ăsta. Dar la peste de câți primari, pe zonă? E în plus unul la pătrat, că întinde de la unul la infinit. Da, ți-e o cifră. E bună mă. Deci dacă este o decizie a PNL, da, de la PNL la nivel național, care spune că nu va candida niciun primar PSD pentru PNL. Da. Așa spun. Da. Bine. Corect. Ești domn de viziune. Vom vedea. Dacă nu vreau să ne spunem, vom vedea. Cum să spun? Să spun primarii. Nu, am zis câți. Nu, mă. Dar e fondul la cercal. Nu știu. Între 2 și 11. În paranteză așa, de la 2 nu paranteză cât ea Iliuță, că... Noi am zis așa, dacă ei iau unul... Se putem, astea nu putem să le facem de față cu voi. Le facem noi, în birou, singur ea. Unul la mine. De ceva. Deci dacă ei iau unul, noi luăm 2. Ok. Sperăm. Dacă domnul Iliuță nu și-a dat demisia, când veți demara procedurile de retragere sprijinului politic și excludere? Săptămâna viitoare, marți, va fi prima etapă. Domnul Iliuță va fi convocat astăzi pentru a se prezenta în fața biroului politic municipal. Deci, conform statutul. Este prima etapă. Deci prima dată în partid. Evident. Și în Consiliul Județean? Consiliul Județean pe calea administrativă nu se mai poate, pentru că suntem ultime 6 luni de mandat. Altă dezinformare făcută de creierul Cenușiu sau cum să-i spun, nu știu. Substanța cenușie din Consiliul Județean, că domnule, n-am citit bine codul administrativ și nu se poate ca domnul Iliuță să-și dea demisia de onoare. Era vorba de o demisie de onoare aici. Că nu mai poate fi înlocuit din funcție. Statutul PNL nu e opozabil codului administrativ. Nici codul administrativ nu poate reglementa asupra statutului unui partid politic, oricare ar fi el. În interiorul partidului, dacă domnul Iliuță își pierde calitatea de membru PNL, automat nu mai poate fi consilier județean și automat își pierde funcția de președinte de consiliu. Da. E simplu, nu e complicat de explicat sau de înțeles. Numai că domnia sa nu vrea să înțeleagă și minte în continuare cu nerușinare. Vom vedea. BPL, BPJ va stabili prin vot secret ce se întâmplă cu domnul Vasile Iliuță. Dacă mai rămâne sau nu merg în PNL. Are două căi de atac. Are două căi de atac, așa cum am și spus, în interiorul partidului și în eventualitatea în care apare ordinul de prefect, să ceară suspendarea ordinului de prefect și să-l atace în instanță. Domnul Iliuță, în conferința de presă, a spus că nimeni din PNL nu i-a solicitat demisia oficială și că a aflat din presă despre faptul că dumneavoastră i-a solicitat demisia. Și ar fi vrut să facem un schimb de corespondență, așa, noi să-i dăm o hârtie pe care dumnealui să nu o primească, să-i o trimite prin poștă. Hai să fim serios. În ultima conferință de presă v-a atacat foarte dur. N-am văzut nicio reacție. Adică, mai concret. Păi, da, ați văzut conferința de presă? Nu am pierdut. E, obedești, fără mă. Așa, da. Deci eu vreau să vă spun că și pe mine m-a atacat și m-a porcit peste tot. În stilul cum e, vreau să-și răspund. În stilul caracteristic. Dar eu la toate astea ale lui nu răspund decât cu o singură frază. Inculpat este domnul Iliuță, nu Filipescu. Deci atâta timp cât el are un dosar în care este inculpat, acesta e primul,
Filipescu nu are niciun dosar în care să fie inculpat. Indiferent ce spune el, nu are niciun fel de valoare. Iar ce spune el sunt aceleași povești vechi care sunt total răsuflate. Nu vreau să comentez pe el. El e inculpat, eu nu. Și cu asta gata. Și nu e inculpat nici domnul Drăgulin și nu este inculpat nici domnul Baliman. Acum nu mai trageți pe turta dumneavoastră. El a atacat partidul, nu pe Filipescu. Bine, și pe Filipescu. Păi, dar stai puțin, că eu trebuia să dau un răspuns presia. Și referitor la acuzațiile care le-a adus partidului, în general? Păi... Cu părere de rău... Cred că... Ce-aș fi spus eu acum? Nu faci și tu, că ești președinte. Da, cu părere de rău, lucrurile astea, nu știu cât de adevărate sunt, ar fi bine să se uite în curtea lui, să vadă cât ți-a dat afară, cât ți-a angajat, pe cine a angajat, ce hram poartă fiecare. A denigra este foarte ușor. A fi, avea o conduită morală și profesional politic, ar trebui să fie mult mai abil în declarații. După părerea mea, și cred că și voi sunteți de acord, declarațiile violente pe noi niciodată nu ne-a caracterizat. Dai dovadă de slăbiciune în momentul când ataci și jignești permanent adversarii tăi, pentru că altă posibilitate nu are. În ședința de marți ați spus va fi luată în discuție doar excluderea, retragerea sprijinului politic, doar să spunem, pentru Consiliul Justiției. Cred că primul rând pentru Iliu, și după aceea vom... Că de-aia am zis un stat de vorbă. Vorba de excludere. Da. Pentru că a fost retragerea sprijinului. Nu, nu, nu. Care este retras, deci. Excludere. Excludere, da. Să știți că este regretabil că s-a ajuns aici. Eu nu spun că este regretabil că s-a ajuns aici. Dar toată această activatură și toată această nenorocire care se întâmplă în PNL Călăraș este în proporție de 100% vina lui Vasile. A dat afară toți liberalii din Consiliul Județean. N-a ajutat decât pe cine a vrut el, cu prioritate cei care vin cu el. El n-a făcut fuziunea cu PNL. Ăia din PT au rămas oamenii lui și ceilalți din PNL, unul, doi, pe care îi mai agrează, restul nu. Nu poți să trăiești cu niște frustrări de acum 3 ani și jumătate, când X, Y și Z l-au votat pe Barbu și nu l-au votat pe el. Și nu poți să pedepsești oamenii pentru chestia asta timp de 3 ani și jumătate sau să nu ierți niciodată. Nu se poate, adică niște lucruri au și ele o limită. Nu e bine că se întâmplă treaba asta. Normal că de asta profită ceilalți. Dar dacă am ajuns aici, ce se face? Asta e situația. Vreau să continui vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră și să vă spun că marți vor fi puși în discuție toți consilierii care nu au votat amendamentele pe care domnul Barbu le-a propus în ședința de birou. Să vedem poziția fiecăruia și după aceea vom la hotărâre. Din păcate, domnul Iliuță va pleca să va prima PNL. Din fericire, nu sunt foarte mulți. Vom avea sprijinul și noi altor primari care în acest moment sunt la PSD, dar din cauza sosirii în tabăra PSD-ului Iliuță și-au exprimat dorința să vină lângă noi. Față de ce 36 de primari de care v-a amintit domnul senator Filipescu, din fericire, ieri ne-am întâlnit cu marea majoritate a lor. Am avut o ședință de lucru, să spunem așa. Ceilalți care au absentat din diverse motive, dar obiective, într-adevăr, îi așteptăm zilele următoare, în așa fel încât echipa noastră a rămas și va fi din ce în ce mai puternică. Vor fi presiuni, bineînțeles. De fapt, noi ne batem cu banii domnului Iliuță, în primul rând, care a promis sprijin total că va finanța campaniile electorale din localitățile respective. Probabil unii se vor lăsa cumpărați și mai mulți nu, pentru că e foarte greu să schimbi foaia după ce ai fost primar 2-3 mandate, 4 mandate din partea PNL, să declară așa în 2-3 luni că
ești 100% roșu, e mai dificil. Și unii dintre colegii noștri au și spus acest lucru. Ar trebui să muncim de două ori mai mult, să convingem oamenii din localități că e mai bine așa, la glob. Urmează un calendar foarte susținut în luna martie. Ar trebui să avem gata lista cu toți candidații la 1 martie. Sunt anumite localități unde noi n-am stat bine niciodată, dar suntem convinși că vom găsi candidați care să nu fie cu mult sub scorul PNL la nivel de județ. Localitățile respective pe care le știți și dumneavoastră, mare parte dintre ele, unde primarii PSD sunt foarte puternici. Da, din fericire și acolo am găsit persoane tinere care vor să intre în bătălie și cu care vom scoate un scor rezonabil în localitățile respective. Una peste alta merge să câștigăm alegerile, așa cum am făcut-o și la ultimele, la europarlamentare, la prezidențiale, chiar dacă PSD-ul a avut un scor bun față de anii precedenți, PSD a avut un scor bun, după știți și dumneavoastră, nu datorită forței lor intrinse, ci datorită faptului că au avut și niște colaboratori foarte buni în interiorul PNL. E bine că ne curățăm în sfârșit și că domnul Iliuță, în calitatea domniei sale de inculpat, s-a dus acolo unde i-a fost locul de vreo 3 ani de zile, de fapt. Așa a jucat de când a ajuns președinte al Consiliului Județean, nu unii nominal, ci cu sprijinul total al PNL. Punctul meu de vedere a fost o mare greșeală, un personaj toxic al politicii din județul Călăraș. E bine că eliminăm aceste toxine și sunt convins, chiar dacă va fi o bătălie foarte grea, că vom câștiga această bătălie. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de ședința de ieri de buget local, vă invit să o faceți. Dacă nu, o să vă explic un pic că întotdeauna informatorii sau manipulatorii de opinie publică au făcut niște afirmații. În sensul că domnul președinte Drăgulin, domnul senator Filipescu au vorbit cu consilierii județeni, i-au convocat să-l voteze bugetul. Cei care au fost în sală ați văzut că, de fapt, au fost supuse votului consilierilor județeni PNL și PSD anumite amendamente pe care le-am făcut. Nu le-am făcut de dragul să le fac amendamentele respective. Din fericire, două dintre ele au trecut. Unul legat de proiectul de înființare și dezvoltarea rețelei de distribuție a gazelor. Știți că e un proiect foarte mare al PNL, din punctul meu de vedere, cel mai mare proiect și care se va finanța începând de la anul cu, pentru început, 500 de milioane de euro. Din fericire, județul Călăraș este în proiectul pilot la nivel național. Asta înseamnă că multe dintre localitățile județului vor beneficia de aceste fonduri europene pentru a-și înființa rețele de distribuție gaze, pe care ele însă nu aveau cum să le facă din bugetele proprii. Ceea ce e un mare lucru. Din punctul meu de vedere, cel mai tare proiect pe care puteam să-l promovăm acum. În acest sens am și făcut amendamentul de a aloca pentru elaborarea studiului de fezabilitate 200.000 de lei, în așa fel încât achiziția acestui SF să înceapă și el să fie elaborat în 3-4 luni. Adresa la Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării a fost depusă în urmă cu o lună și ceva pentru ADI Sud Gaze. Domnul ministru se ocupă personal de acest proiect. A rămas ca ADI și câteva alte localități care încă nu au SF-ul să le depună la Ministerul Dezvoltării, în așa fel încât să le fie finanțate lucrurile început de anul viitor. Al doilea amendament care a trecut, a fost tot așa de bun simț, vis-a-vis de solicitarea Spitalului de Pneumofiziologie
de a avea un aparat röntgen fix de radiologie pe care îl solicitează de 3 ani. Din păcate, n-a fost niciodată ca prioritate pentru domnul președinte, l-a scos din listă. De data asta am reușit să conving consilierii județeni să voteze și am alocat suma de 600.000 de lei către spital. Asta înseamnă că și spitalul intră în normalitate, pentru că era normal să aibă și un aparat röntgen de backup. S-au avut niște mici surprize neplăcute anul trecut, că au fost câteva zile în care nu au putut asigura serviciul de radiologie, pentru că aveam probleme la aparatul existent. Celelalte amendamente au fost în legătură cu calendarul de activități propus de Centrul Cultural Județean și am spus foarte clar, din calendarul propus, 60% din bugetul alocat de 2.400.000 aproximativ este consumat în primele 5 luni ale anului, ceea ce nu s-a întâmplat, dar fiind an electoral, dacă ne uităm pe calendarul respectiv, dacă ne uităm ce evenimente au fost relocate pe la Lecliu, pe la Oltenița, pe la Sărulești, e clar că e vorba de campanie electorală pe bani publici. Campanie electorală făcută de PSD cu noul său președinte de Consiliul Județean, Iliuța Vasile. Astea nu sunt invenții. Dacă vă uitați, veți vedea că de fapt despre asta e vorba. Eu am supus amendamentele, bineînțeles, cu sprijinul consilierilor PSD și, din păcate, a unor dintre colegii noștri, amendamentele n-au trecut. Eu n-am spus, am propus eliminarea unora dintre ele, 3 miliarde cheltuite la Lecliu, gară, la Sărulești, cred că și pe la Oltenița, mi s-a părut destul de mult pentru un eveniment cultural care nu avea o ridicitate, o tradiție locală, mai ales la Sărulești, nu cam ceva cu localitatea respectivă, da? E clar de ce se va desfășura acolo acel eveniment. V-am spus, a rămas calendarul așa, sper ca cei care lucrează în domeniul respectiv să nu facă greșelile pe care și le-au propus să le facă. Domnul diaconul Virgil a fost foarte iritat de faptul că am discutat acest program de activități. N-are decât să-și asume împreună cu președintele Iliuță acest calendar la niște scoruri, din punctul meu de vedere, dumneavoastră poate știți mai bine decât mine, parcă prea mari. Nu știu, costurile legate de aceste evenimente sunt foarte mari, din punctul meu de vedere. Despre asta a fost vorba, iar în final, chiar dacă aceste amendamente, noi am votat. Niciodată n-am avut în intenție să nu votăm bugetul local. Că e firesc să-l votez, să funcționeze. Că sunt mari probleme. Alte acuze au fost că am blocat Palatul Centru Sociocultural, Palatul Administrativ al Prefecturii și că nu am mai vrut finanțare. Eu am fost foarte explicit și am spus că din cele 4 milioane alocate în lista de investiții, în acest an, nu era necesar decât maxim 1 milion de lei, pentru că până la sfârșitul anului nu se poate face decât PT-ul. Sunt 3 ofertanți, ofertele se depun până în martie. Am și întrebat directorul Direcției Tehnice și mi-a confirmat. În situația în care nu vor exista contestații, clarificări între cei 3 ofertanți, abia atunci am putea să depontăm PT-ul spre sfârșitul anului. Și am propus ca cei 3 milioane să fie dus către DGASPC. Asta era problema, să nu-i mai tragem din excedentul bugetar. Deci n-a fost nicio intenție să blocăm. Ca de obicei, zvonacii răspundați mint cu nerușinare. Am vrut să clarificăm că, de fapt, n-a fost în intenția noastră și, după cum am spus și săptămâna trecută, și eu am spus de la începutul mandatului că reabilitarea Palatului Prefectural Administrativ ar trebui să fie una dintre prioritățile județului. E bine că se face, dar, repet, de la costurile inițiale de vreo 27 de milioane de lei, am ajuns undeva la aproape 60 de milioane de lei cu tot cu TVA. Este o sumă mare pentru bugetul propriu al județului, adevărat, se va desfășura pe 2-3 ani. Palatul trebuie făcut. E o rușine să-l mai lăsăm așa în continuare. Dar cu câți bani?
Adică n-am înțeles de ce la 27 de milioane am ajuns la 60 de milioane. Probabil o să ne dea niște clarificări pe Facebook cineva în zilele următoare. De Dumnezeu să facă, noi sperăm în continuare să găsim și altă sursă de finanțare, vom vedea dacă vom reuși. Pentru că până acum n-am reușit să găsim. Mulțumesc. Întrebări.